Scandalizați de fapte, dar și de modul cum judecătorii au îngăduit lăsarea în libertate a celor care au siluit-o pe elevă și slătinenii cer să se facă dreptate. Fie că au semnat petiția lansată în mediul online, fie că își exprimă indignarea verbal, oamenii vor ca în România asemenea fapte să fie mai aspru pedepsite. O pedeapsă foarte mare și din punctul meu de vedere chiar ar trebui trimis nu doar la pușcărie, ci și în lagăre de muncă cum era pe timpul lui Ceaușescu. Părerea mea. Ca pedeapsă eu cred că pe cel puțin 15-20 de ani, care e mai rău decât o crimă ce au făcut. Și au început părinții lor să ducă să-i scape cu bani. Păi ce au făcut ei merită să plătești cu bani? Eu cred că nu. După mine, cred că în jur de 20 de ani, așa se dădea înainte pe vremuri, pentru viol, 20 de ani. Cei care făceau crimă pe viață. Nu-i mai scotea. Acum stau 3-4 ani, îi le dă drumul și gata. Fac alt viol, altă crimă, alte. Deci legile nu sunt bune. Pedepsiți atât cât au făcut ei rău fetece, așa să primească și mai mult. Să nu le mai dea drumul între noi. Păi nu trebuie să le dea. Justiția ei dă vină. Legile în România nu prea se aplică. Asta este. Ce pedeapsă credeți că ar merita? Nu știu, nu mă pricep, dar știu că trebuie să fie pedepsiți. Ce țară trăim noi? Nu știți? Ce vezi dacă corupția asta, judecătorii sunt primii vinovați și pe hoți ăștia de fură bani de la popor și pe ăștia îi scoate. Ce pedepse alea fură sute de milioane de euro și te trezești cu el cu 2-3 luni, un an cu suspendare, zi alea-s pedepse? Violatorii ăștia. Executați, domnișoară, că sunt băieții, cine știe cui din ăștia de fură bani de la popor, că altfel nu erau liberi. Dacă legea nu-i pedepsește, înseamnă că e continuă și mai faci alte lucruri. Și cu noi, oamenii bătrâni, ăsta e adevărul. Legile noastre sunt prea fine pentru societatea în ziua de astăzi. E corupție mare și în justiție și în toți. Justiția nu-și face datoria, una, la mână. Și a doua, ar trebui castrați, că degeaba își fac pedeapsă, că fata rămâne tot așa, iasă, și fac în continuare ce sunt învățați. Cine e învățat să facă rău, face până la sfârșitul zilelor. Închisoare. Și mai mult de atât. Potrivit prevederilor noului cod penal intrate în vigoare anul trecut, pe cei 7 violatori din Vaslui îi așteaptă pedepse cuprinse între 5 și 12 ani de închisoare, dacă vor fi găsiți vinovați, plus măsura interzicerii anumitor drepturi. Pedeapsa aceasta se aplică doar în cazul infracțiunii de viol. O a doua sancțiune va fi aceea aplicată pentru lipsirea de libertate, care se pedepsește în acest caz cu închisoare de la 3 la 10 ani.